Alpiniștii din echipa specială de salvare din Ucraina dezmembrează clădirile rezidențiale distruse din Harkov. Cartierul a fost considerat cea mai mare zonă rezidențială înainte de invazia Ucrainei. Peste 300.000 de persoane locuiau în acest cartier. Nordul Saftivka a fost sub foc încă din primele minute ale războiului. Clădirile rezidențiale înalte de aici au fost bombardate de armata rusă cu artilerie, mortiere și rachete. Aproape toată zona este avariată. Salvatorii dezmembrează unele dintre aceste clădiri pentru că s-ar putea prăbuși în orice moment. Потрібно зробити так, щоб аварійна конструкція не зачепила того місця, де мені це не потрібно. Тому, якщо побачимо сусідню будівлю, в ній є конструктивні елементи, які ще повинні залишитися, щоб будівля повністю не зруйнувалася. Так само і тут. Muncitorii au decis să demonteze o parte din clădiri după consultarea cu constructorii. În prezent, nimeni nu locuiește în acest cartier, iar localnicii de supărare nu mai au nimic de spus. Da, cășmar, cășmar. Neatrazimă. Prostă. Prostă, хочеться. Рвать и метать этих шакалов.